situație și din discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru Căciu, a reieșit foarte clar posibilitatea să suplimentăm cu 1 miliard de lei bugetul schemei de ajutor de stat dedicat investițiilor importante în economie și în felul acesta avem posibilitatea să ajungem la un buget de 7,4 miliarde de lei, așa cum ne-am propus prin programul Sprijin pentru România. Sigur, există în continuare demersuri astfel încât prin deciziile pe care le vom lua să asigurăm într-un termen cât mai scurt punerea în transparență a rectificării bugetare. Domnule ministru, dacă avem date noi legate de modul în care se derulează rectificarea. Domnule prim-ministru, așa cum și-a și anunțat, rectificarea va fi una pozitivă. Prioritatea în această rectificare o au măsurile pe care guvernul le-a luat, măsurile din pachetele de sprijin pentru economie și de cetățeni, acoperirea acestor pachete sau acestor măsuri pe următoarea perioadă a anului. Avem o execuție a primului semestru pozitivă cu depășirea elementelor de program și atunci, evident, există această posibilitate de suplimentare. A fost, evident, analizată și situația la ceea ce însemna angajamentul de reducere la bunuri și servicii. La toți operatorii, la toți ordonatorii de credite s-a operat această diminuare. Angajamentele au fost păstrate de către ordonatori, așa cum au fost asumate în guvern. Iar după ce vom face ultima analiză împreună cu Ministerul Energiei cu privire la elementele schemelor de sprijin acordate consumatorilor casnici și non-casnici, rectificarea cred că va putea fi pusă în dezbatere publică și probabil aprobată, sperăm, săptămâna viitoare. Sigur, aici sunt aspectele care sunt legate de valoarea compensațiilor pe care le asigurăm de la nivelul bugetului de stat pentru creșterea prețului la energie și la gaze. Doresc să subliniez că, așa cum ne-am angajat, vom continua să menținem măsurile de protejare a cetățenilor. De asemenea, menținem măsurile de protejare a serviciilor publice esențiale, a tot ceea ce înseamnă derularea activităților în spitale, în școli, în toate instituțiile statului, așa cum am menționat. Și, de asemenea, vom continua să susținem activitatea din industria alimentară și IMM-uri. Sunt sectoarele de activitate cu pondere substanțială în bugetul de stat. Totodată doresc să fac mențiunea că ne aflăm deja la jumătatea intervalului de timp prin care am asigurat acea decizie de compensare a creșterii prețului la carburanți. Putem să identificăm faptul că încă din momentul în care s-a luat această decizie, prețul la carburant a scăzut. Ca atare, la sfârșitul lunii septembrie, vom avea